din Cuza Vodă, din sate pentru viitor. Asta e ultima întrebare. Dacă veți mai fi primar, ce îi așteaptă? Pentru 2024-2028 nu vă rețin foarte mult. Am și un programul nostru de dezvoltare ca și priorități. Cum am mai spus, avem priorități pe anumite axe importante. Educație, sprijinim ecosistemul de educație și investițiile în școală. Să știți că în momentul de față, și este un fapt, nu este o promisiune, în maxim o lună de zile se va deschide linia de finanțare pe ATR Sud-Muntenia, unde eu am lucrat 4 ani de zile, în legătură cu finanțarea dotărilor la școala gimnazială numărul 1 din Cuza Vodă. Proiectul este scris, în momentul de față avem autorizație de construire, deci totul este de mare studiu de fezabilitate, suntem foarte bine pregătiți, pentru că criteriul acesta nu va fi primul venit, primul servit. Va fi în funcție de calitatea proiectului. Și vreau să fie atât de bine scris, astfel încât să primim finanțare, pentru că prin acest proiect ce vom face? Vom avea o sală, deci vom moderniza sala de informatică, sala de chimie, pentru că în momentul de față nu avem la sala, la laboratorul de chimie, apa necesară pentru a efectua experimentele, da? Pentru că este clădirea veche, atunci nu era această rețea construită, este la etaj, laboratorul, vom avea sala de festivități, sala de mese, și de asemenea vom construi și un teren sintetic multifuncțional la grădinița de la Cuza Vodă, pe care știți că s-a spus că acolo eu am făcut capelă. Îmi asum că pe o mică parte, o cameră, am construit și acest aspect, dar să știți că în momentul de față, din discuțiile pe care le-am cu preotul Marian, este utilă, oamenii se duc acolo, i-am dat o utilitate în această perioadă. Va fi transformată în centru de zi pentru copii. Chiar astăzi am fost acolo cu proiectantul, am măsurat clădirea, am luat ultimile detalii. Ce va funcționa acolo? Deci în urmă cu 3 ani de zile, eu eram sigură că acolo, clar, trebuie să utilizăm acea suprafață de teren și să-i dăm o utilitate. Și conform ordonanței de urgență, ca să putem să-i schimbăm utilitatea, trebuia cu minim 3 ani din urmă să anunțăm la Ministerul Educației că vrem să-i schimbăm categoria. Acest aspect eu l-am făcut, am făcut 3 ani de zile prin care de acum încolo putem să-i schimbăm categoria. Avem deja proiectul, este în faza de scriere și de a ultimilor detalii, pentru că vrem să depunem pe CERI, Compania Națională de Investiții. Acolo va fi un centru de zi pentru copii și ca o noutate astăzi am decis, am făcut niște modificări, sincer, sunt și mămică și știu ce înseamnă și îmi doresc să avem, pentru că văd tot felul de oameni noi, ați văzut, este un exod ce se cumpără aici, tot felul de terenuri, locuințe, și vreau să creez mediul plăcut astfel încât și copiii noștri să rămână aici. Vom avea o clasă specială pentru crești. Deci acolo vor fi și copilașii care nu se duc la grădiniță. Vom avea mediu astfel încât să respecte toate normele tehnice, astfel încât părinții să-și ducă copilași și să-i țină acolo și pe cei mici, să ducă mămicile la muncă. Vom avea acolo un loc de joacă special, vom avea săli de clasă în care copiii de la școală decât traversează șoseaua și se duc să-și facă temele până la ora 4, ceea ce este foarte important. Am un principiu, pentru că în ăștia 3 ani de zile, să știți că eu am identificat care sunt problemele. Mai avem nevoie de un microbus, nu facem față. Deci, achiziționarea unui microbus electric, deja am depus proiect la inspectorat. Cum mi-a spus și domnul, uitați, am aici domnul Stoian, asigurarea unei mese calde pe zi pentru toți elevii din Comuna Cuza Vodă este programul meu de dezvoltare. Ce mai esențial. Da, pentru că știam că nu avem. La infrastructura pe care Cuza Vodă o merită, trebuie să continuăm modernizarea drumurilor. Știu că mai avem străzi pe care nu avem asfalt și încă este noroi și prin reabilitarea rețelei de apă am făcut un deranj, într-adevăr, dar am promis și mă țin de promisiune. Vom reabilita și acele străzi, vom aduce piatra astfel încât să nu mai fie noroi și eu am fost personal pe ele și am văzut când a plouat ce s-a întâmplat. De asemenea, am realizarea de trotuare, va fi una din prioritățile mele. În acest mandat nu am făcut, dar pentru următorii 4 ani vreau să începem să realizăm trotuare în comun. Vreau să avem amplasoare de limitatoare de viteză în satul Cuza Vodă. Știu problemele. Sunt străzile acestea foarte, foarte lungi, 1 kilometru, în care într-adevăr se merge cu foarte mare viteză. Construirea de alei în toate cele 3 cimitire. Acesta este un aspect. Vreau să vă spun că avem tot din economii vom face, pentru că asta putem face. De la biserică am vorbit cu părintele Marian,
mi-a dat toate papelele și putem să construim alei ca să putem să ajungem la fiecare mormânt. Și cu acest aspect vreau să vin și în fața dumneavoastră, vreau să facem și o acțiune de voluntariat. Am observat, sunt oameni bătrâni care nu mai pot să ajungă la oamenii dragi care au trecut la cele veșnice, să facem o acțiune de voluntariat și că în săptămâna luminată, știți că urmează înălțarea, să putem să ajutăm fiecare, în fiecare sat, o să stabilim o zi, să curățăm morminte. Este un lucru frumos, plăcut și putem să aducem plus valoare. Fiecare dintre noi ne regăsim acolo și avem persoanele dragi acolo. Apă potabilă în toate gospodăriile, cum a spus și dumneavoastră, domnul Rău, construire stație de manganizare, dezvoltarea de noi surse de apă potabilă prin cuțuri forate, continuare reabilitării rețelei de apă existentă, acțiunea de generatoare, da? Și cum au fost maniară, când în momentul când a fost activat adevărat, a fost de forță majoră, când au căzut stâlpii spre grădiști, acum de acolo ne alimentăm cu energia electrică, n-am avut apă și automat, n-am avut curent și s-a oprit, nu mai funcționa stațiile. În momentul de față, vreau neapărat să achiziționăm două generatoare de 72 de kW de 125. Dar știu deja costurile, m-am interesat, este o prioritate pentru mine, clar, acest aspect. Continuare extinderii rețelei de canalizare pentru cei 17 km prin proiectul deja avem finanțat prin PNRR, de străzile pe care acum nu avem canalizare, vom avea, este câștigat proiectul, vom demara lucrările începând din toamnă. Avem în fiecare sat, vom avea canalizare. Demararea lucrărilor la rețeaua de gaze naturale, v-am spus stadiul, sănătate de calitate, ați văzut centru medical, noastră, vă duceți, cei care aveți nevoie, doamna doctor, Mazilu acolo își desfășoară activitatea, avem acolo și pe doamna și cabinet de asistent medical, farmacia, am avut și kinetoterapie, nu mai avem în momentul de față, avem cabinetul stomatologic și îmi doresc și alte ramuri medicale, printre care cardiologie, dacă s-ar putea, ceea ce știu că este greu, dar nu mă las, vreau să putem să avem și un laborator de analize, măcar săptămânal să vin o dată să raporteze analize la cetățeni. Sprijin pentru persoanele vulnerabile, vârstnice. Să știți că în mandatul meu, asta nu l-am spus, dar am înființat un serviciu public, un serviciu pentru persoanele vârstnice. Avem foarte mulți oameni bătrâni în comună care nu mai au copiii lângă ei, nepoții și sunt singuri, au nevoie de ajutor. Lucrul ăsta mi s-a demonstrat în pandemie. Deci a fost în pandemie, ne era frică să vorbim și între noi, că așa a fost atunci. Ei nu aveau cum să meargă nici la magazin, pentru că nu aveau ajutor. Ăsta este motivul pentru care am înființat și eu zic că merită după atâția ani în care i-au cotizat la taxe și impozite, pentru că au o vârstă, să fim alături de ei, cum? Vor fi angajate două persoane care vor merge, clar, avem la noi la compartimentul de asistență socială, deja persoanele care sunt în această situație, și va merge personal la ei acasă și îi va întreba dacă au nevoie să meargă să conducă la clinic, să le cumpere rețeta medicală, o curățenie, diferite activități, igienă și așa mai departe. Sunt foarte mulți oameni, să știți, care sunt singuri și chiar n-au ajutor în momentul de față. Să-i ajute pentru gospodărie, contează mulitorul în acest aspect. După aia, administrație pentru cetățeni. Să continuăm să punem în posesie oamenii, să emitem titlurile de proprietate. Recunosc că de când am venit am antrenat pentru acest aspect și în momentul de față, din cele 104 poziții, am venit decât 26 pe care le-am demarat și vom face o ședință publică în care vom chema astfel încât să fie de acord cu fișa de punere în poziție, să demarăm emiterea titlurilor de proprietate. Să continuăm cu cadastru gratuit, ați văzut că am început la Intravilan și acum avem un proiect, satul Ceacu va începe toată partea de la drumul județean, partea cu primăria. De aceea vor fi făcute cărți funciare, vor fi măsurate fiecare gospodărie, fiecare loc în Intravilan și vor fi emise cărți funciare gratuite. Urmând de cort, să continuăm și vreau să vă spun că lumea mă întreabă de ce partea aceasta nu de la drumul județean, ca să zic că am făcut partea de la drumul județean înspre deal. Pentru că sectorizarea s-a făcut prin 2012, cred, sau 2016, nu știu exact. Este un singur sector aici, deci începând de la intrare în Buza Vodă până la Înceapu, toată partea la drumul județean în stânga, care este cea mai mare, este drumul cel mai mare de case și depășește finanțarea, nu am putut să o introduc acum. Trebuie să fac două, deci trebuie ca la carte funcție, trebuie să dezmembrăm acest sector,
în mai multe sectoare, astfel încât să putem să-l facem. Etapizăm unul singur, că nu s-a putut. Am demarat și acest aspect, vom începe și cu partea aceasta. Deci vom continua cu cărțile funciare gratuite. De asemenea, este o noutate, vreau să dăm și terenul pentru tineri. De când sunt primar, am cunoscut oameni care stau cu socrii, cu părinții, care au nevoie de intimitate, au copii, au nevoie de spațiu. Prin cadastrul gratuit care l-am finalizat acum, am identificat terenul care sunt la terenul la dispoziția comisiei locale, cum am spus, și terenul arabile. Să avem și intravilane care sunt la fel și pe care le vom atribui prin legea 15. Trebuie în primul rând să aprobăm un regulament în Consiliul Local pe care să-l facem cu celeritate în următoarele ședințe de Consiliu. Dacă avem regulamentul aprobat și avem și terenurile acestea disponibile, vom începe, conform regulamentului, să primim solicitări din partea tinerilor și să le și atribuim. Vor fi niște criterii, într-adevăr, trebuie să aibă domiciu de cel puțin 10 ani în comuna cu Zanvodă, să demareze lucrările în maxim un an de zile, măcar fundația, adică sunt niște lucruri, nu să se mai întâmple cum au fost cele de la Ceacu, date în anul 91, și da, acum se vând și nu au fost construite nimic până acum. Da? Ridicerea numărului de câini fără stăpân, știu problema. Mi-am propus să construim niște padocuri către ONG-ul pe care îl avem aici, pentru că este foarte greu să facem o asociație de dezvoltare intercomunitară, doar în așa fel putem să ne unim câteva comune, să construim un centru în care să-i colectăm. Este foarte, foarte greu, știm ce înseamnă. Noi avem deja contract cu adăpostul de câini de la Călăraș și pentru ei este greu că au foarte multe comune să vină să preia câinii. Este un cost și foarte mare pe câine, aproximativ 700 de lei, între 500 și 700 de lei în funcție de procedură. Costă doar achiziționarea celui câine pentru că ea îl ține câteva zile, tratamentul de parazitare și așa mai departe. Deci vom face și în continuare de asemenea și campaniile de vaccinare, de sterilizare pentru și am rugăminte să vină cât mai mulți, că și de aici pleacă câinii aceștia maidanezi și din vina noastră. Nu este, deci clar pleacă de la noi primul lucru aici, trebuie să reiterez. Și o noutate recunosc că am primit mergând din casă în casă, mi s-a spus doamna primar pe mandatul dumneavoastră, l-ați făcut ziua comunii. Este adevărat. E nevoie și de asta, e nevoie să ne întâlnim cu toții. Tocmai pentru că am vrut să realizez mai multe lucruri pe partea de infrastructură, am renunțat la acest aspect, dar mi-am propus ca începând de anul acesta, știți că noi trebuie să facem în septembrie, este ziua recoltei, o vom organiza ziua comunii în fiecare an, cu bugetul care trebuie, astfel încât, pentru că, într-adevăr, este ziua noastră a comunei noastre și trebuie să ne bucurăm de ea. De limit trebuie să facem plan urbanistic general pentru că este expirat în 2019, adică vom extinde suprafața de arabil în intravilan, da, cu acordul proprietarilor și nu altfel cum a fost până acum făcut. Trebuie întrebat dacă sunt de acord să schimbe categoria de teren pentru că sunt alte costuri. Și salubritate, știți că noi continuăm tot felul de demersuri, colectare, deșeuri biodegradabile, curățenie în comună și acum i-am propus... Cumpărați niște tomberone și mai dați la oameni. Tomberone, doamnă, este o idee foarte bună. Mi-am propus ca din banii aceștia, 90.000, noi avem deja ofertă, ne costă aproximativ 950 de milioane să cumpărăm 1400 de tomberone pentru fiecare gospodărie câte unul, dar vor primi doar gospodăriile care au achitat salubritatea pe anul trecut, da? În momentul de față, anul acesta nu se ia în considerare, dar care au achitat la zi, da? Pentru cei care au datorii foarte mari la gunoi sau vom avea și excepții către persoanele care, într-adevăr, sunt bătrâne, nu au venit, dar la persoanele care pot să muncească și poate, nu vom face aceste excepții. Din comună în comună mi-a plăcut o idee. Știți că noi tăiem iarba pe aici. Este important să o ajutăm pe o suprafață pentru ca să curățăm trotuarul. Nu este investiție foarte mare și oameni deja în lucru. Și mai am un aspect. Am observat că de când... Iarba și persoanelor care sunt în vârstă, măcar la poartă, care nu poate să iasă, să... Știu, doamne, eu am fost în comună și mi s-a reproșat că pe strada domnilor de ce n-a tăiat chiar poate din fața porții. Într-adevăr, la persoanele care sunt bătrâni și n-au ajutor, nu este cu răutate. Cei care pot, într-adevăr, să iasă să-și le facă. Reiterez cu rugămintea. Sunt femei bătrâne care nu...
Corect. Și de ce să plătească pe cineva să-i... Corect, dar sunt și persoane care pot să facă curățenie și nu fac. Nu. Avem un regulament stabilit, vom acorda avertisment prima dată, cu termen de soluționare de 7 zile, în cazul în care nu se va întâmpla, vom trece și la următoarele metode. Dar până atunci eu aș vrea totuși să ajungem pașnic, să facem curățenie astfel încât să fie bine și vreau să mai achiziționăm și un utilaj, un tocător, care să toacă crincile, care tot le strângem noi din comună, pentru că este un compost acest lucru și este bine să-l folosim. Eu atât am avut să vă spun, n-am vrut să vă plictisesc. Dacă mai vor cetățenii să adauge pentru doamna primar propuneri pentru dezvoltarea localității. Știm că doamna ne dă răspuns, rezistă. Bună seara, domnule primar, ultima întrebare, fiindcă se apropie 1 iunie. Ce ne puteți organiza pentru copilașii care avem în această comunitate? Că știu și vă mulțumesc că dumneavoastră v-ați implicat și domnul Cojocaru. În rest, niciun primar în cei 35 de ani nu a făcut nimic pentru ziua de 1 iunie. Vă mulțumesc! Pentru 1 iunie, într-adevăr, este al treilea an al meu de mandat în care an de an am organizat ziua copilului. Anul acesta vom organiza și cu acest aspect mă bucur că mi-a spus, vreau ca toate mămicile, toți copiii din localitate, pe 31 mai, pe stadionul la Călărașii Vechi, începând cu ora 15, să fie prezenți, pentru că vom avea o acțiune foarte frumoasă, cu tot felul de activități atractive pentru ei, cu premii, astfel încât să se simtă bine. Eu deci îi așteptăm pe 31 mai. Deci pe 31 mai, pe stadionul la Călărașii Vechi, da? Vă mulțumesc! Doamna primar, vă mulțumim. Declarăm ședința închisă. Discuții ulterioare pot avea loc și la sediul primăriei și cu domnii consilieri, oricând printre dumneavoastră. Mulțumim, la revedere. Vreau să mai spun și eu câteva. Doamna primar, hai și o întrebare la dumneavoastră.